Bună ziua! Câteva uh, amănunte, dacă vreți, despre perioada imediat următoare la culturile aflate pe câmp. În această perioadă vorbim principal de uh, cereale și rapiță. Uh, vedem cu toții, simțim cu toții schimbările climatice. Uh, am experimentat amplitudini de temperatură chiar și de 20 de grade, de la, nu știu, 0 grade noaptea la 20 grade ziua. Planta e un organism viu, suferă la aceste amplitudini atât de mari, așa că este bine să avem în vedere acești factori, să ne uităm la informațiile meteo atunci când aplicăm mai ales un herbicid în această perioadă, indiferent care ar fi el, deoarece uh, plantele îl pot metaboliza mai greu și uh, există riscul de a apărea stres uh, în cultură. Este bine să urmărim permanent uh, prognoza meteo. Uh, se pare că vor să vină iarăși câteva zile cu temperaturi scăzute. Uh, repet, uh, la temperaturile scăzute, chiar dacă planta a pornit în vegetație, uh, își oprește uh, creșterea, dacă vreți, vegetația, dacă vreți, își încetinește metabolismul și iarăși revin la, la subiectul anterior cu aplicarea de erbicide în primul rând, care selective, dacă, chiar dacă sunt, pot crea Uh, fenomene de fitotoxicitate temporară, într-adevăr, dar uh, în caz că le vedeți nu trebuie neapărat să vă speriați pentru că la, în momentul în care uh, iarăși uh, planta uh, vegetația din plin uh, vor dispărea. Uh, cu toate acestea e bine să evităm pentru că orice perioadă cât de scurtă în care planta suferă nu ne dăm seama pe moment dar poate avea urmări mai, mai târziu și chiar până la producție. Nu în ultimul rând, în această perioadă, vedem e soare, e frumos afară, au început bolile și dăunătorii să apară foarte, foarte rapid. Am văzut afide la cereale deja. Uh, am văzut uh, melighetesul acolo unde rapița a început să înflorească și dacă avem câteva zile de uh, căldură o să uh, înceapă să înflorească tot mai mult. Deci uh, mare atenție la, la acești dăunători și uh, nu uitați să aplicați. La timp produsele și nu atunci când uh, cultura este puternic atacată pentru că pagubele deja sunt uh, încep să fie produse. La cereale bolile au început și ele. vorbim de exemplu de sclerotinia am văzut-o pe câmp. Deci uh, iarăși un, uh, un punct de, de atenție, un loc de atenție pentru dumneavoastră unde să vă, să vă concentrați.